Spitalele din județul Iași vor putea recupera aproape 11 milioane de euro, sume investite în echipamente, aparatură medicală, în ambulatorii și unități de primire a urgențelor, în lucrări de reabilitare, extindere și modernizare, derulate în perioada 2014-2017 sau aflate în desfășurare. Consilierii județeni au votat astăzi două proiecte de aproape 50 de milioane de lei cu TVA, ce ajută spitalele să-și îmbunătățească serviciile medicale. Cea mai importantă unitate spitalicească din Moldova are refuzat rambursarea. Spitalul Clinic Parhon a transmis pentru rambursare o listă de achiziții în valoare de 1,7 milioane de lei. Spitalul Clinic de Urgență Nicolae Oblu, 28,9 milioane de lei, iar Institutul Regional de Oncologie Iași, 583.206 lei. Investițiile Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Sfânta Maria se ridică la 4,3 milioane de lei, ale Institutului de Psihiatrie Socolo la 1,7 milioane de lei, iar ale Spitalului Municipal de Urgență Pașcan la 3,1 milioane de lei. Achizițiile Direcției de Sănătate Publică propusă spre decontare au fost de 9,1 milioane de lei, ale municipiului Iași de 118.730 de lei, iar ale municipiului Pașcan au însumat 52.822 de lei. Spitalul Clinic Județean de Urgențe Sfântul Spiridon Iași nu a dorit să-i fie rambursată nicio sumă. Refuză să reprimească banii înapoi în buget. Tot ce este propus pentru recuperarea acestor bani, din punctul dumnealor de vedere, nu este legal. Pe de altă parte, Maricel Popa consideră că orice sumă provenită din fonduri nerambursabile este binevenită. Să dai cu deasila, poți să le iei cu deasila, dar să dai cu deasila nu poți. Aș dori să le transmit un mesaj să termină copilăriile și să aducă să luăm cât mai mulți bani la Comisia Europeană. Noi am făcut... Am identificat pe județul Iași în jur de 40 de milioane de euro și cu regret, dacă spitalul numărul 1 din Iași, Spitalul Sfânt Spiridon, nu vrea să acceseze banii europeni, cred că toate clădirile respective sunt într-o stare foarte bună și nu mai au nevoie de bani și sunt foarte dotate, de refuză să ia bani.